Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un mic infovideo pe acest canal. Vreau să vă zic că, da, hai să vă zic o întreagă poveste. Deci, în afară că sunt la pușcărie, vreau să vă zic că mă voi apuca pe data de 9 septembrie de o serie cu GTA 5. Eu pe contul meu principal, ăla vechi de GTA 5, mi-am luat bani până în 2036, deoarece am luat bani de la hackeri și mi-au spamat ei bani și chestii de genul, dar asta nu este foarte important. Vreau să vă zic că eu acum o săptămână mi-am cumpărat GTA 5 din nou și un hacker pe sesiune a venit, ne-a dat bani la toți și ne-am luat toți bani. Logic, pentru că ce se putea întâmpla? Deci de acum încolo voi fi atent și în caz de un hacker va da bani, voi face imediat un ticket la Rockstar să-mi ia banii și să nu-mi dea bani. Deci, da, ne vom apuca de o serie de GTA 5, fraților, pe data de 9 septembrie, când îmi va trece banul neminunat. Eu la G pentru încă 12 minute. Că am dat un rob și am dat mare fail. Deci da, fraților, ne vedem data viitoare. A, și vreau să vă zic ceva. Dacă o să începem o serie de GTA 5, aia nu înseamnă că seria de GTA San Andreas se va încheia. Vor fi pur și simplu două episoade pe zi. Unul de GTA San Andreas și unul de GTA 5. Na, sper că ne-am înțeles. Ne vedem data viitoare. Ciao, ciao!